Salutare, vampirașii mei, și bine ați venit astăzi la un nou episod de People Playground. Vreau să vă mulțumesc pentru toate like-urile, am văzut că vă plac foarte mult. Băi, vampirașilor, astăzi, din câte se poate vedea, suntem la pușcărie. Tatele Strict, vreau să te întreb de ce am ajuns la închisoare. Da? Da, exact pe tine. Vreau să te întreb ce căutăm la închisoare, Tatele Strict. De ce m-a adus Tatăl Strict la închisoare? Draculas, nu mă supăra că o să mă transform în Tatăl cel mai strict. Am ajuns la închisoare, hai să spun de ce. Mai ții minte că Grigore l-a comandat pe Catnap? Ei bine, după ce l-am distrus pe Catnap, am distrus și toate, cum să spun eu, casele din zona noastră. Și acum trebuie să facem pușcărie pe viață. Exact! Este vina numai lui Grigore! Și nu-i corect, de ce eu am ajuns să stau în cameră cu Pu? Lasă, mami, ce nu-i? Aole! Mami, ești bine? Aole, ops! Ești bine? Bă, ce s-aude acolo? Pu? Este bine soția mea? Este bine mama lui Draculas? Da! Desigur că este bine! Doamnă? Da, e bine. Bă, Pu, dacă îi faci ceva lui mami, vezi că o să o încurci cu mine. Bun, tati cel strict, te rog eu să nu te enervezi. Trebuie să vedem cum putem scăpa din pușcăria asta. Uite puțin ce e în pușcăria asta. Sunt numai prizonieri, sunt numai cameramani care trebuie să aibă grijă de noi. Deci, bun, tati, ăsta vampirașul este un episod ceva mai special. Astăzi, eu cu Tatăl Strict și cu familia mea trebuie să scăpăm din pușcărie. Eu zic, Grigore, e numai din vina ta. Da, e numai vina mea. Bă, îmi pare rău că ne-am adus în pragul pușcăriei, dar promite-o că o să fie bine. Uite ce comode sunt paturile astea. Fii atent, pot să mă dau... Au! M-am lovit la cap. Domnul gardian, vă rog, dați-mi un pahar de apă. Alo, nu mai fă gălăgie acolo. Ești la pușcărie, da? Nimeni să nu mai vorbească, că dacă nu, îi mai bag 20 de ani de pușcărie. Hai de capul meu, vampirașilor, am ajuns cu ultimii nebuni. Auleu, tati, fii atent. Eu cred că trebuie să te enervezi ca să te transformi în Tatăl Strict, să strici ușa aia și să putem pleca de aici. Ce părere ai? Draculas, cred că ai dreptate, fii atent. Să nu ne audă nimeni. Uită-te sub pat. Sub pat am adus eu aici un pistol cu care putem să-l folosim. Stai așa, trebuie să stric patul ăsta, așa. Bun, bang, bang. Uite pistolul, vezi? Ți-am spus. Este un pistol aici, stai așa să-l iau. Pam. Deci, Draculas, tu vei folosi pistolul acesta. Așa, dă-te mai cu spatele și ia pistolul de jos. What? Un pistol? Bine, tati! Bă, vampirașilor, e nebun Tatăl Strict, uitați-vă puțin. Ok. Și trebuie să vedem cum putem distruge ușile astea. Așa, vampirașilor, trebuie să elimin astea de aici, așa. Și trebuie să-l fac, tati, trebuie cumva să te enervezi, de fapt, Tatăl Strict. Așa că o să-ți trag în picior, bine? Așa. Punem, da, bang. Draculas, pentru asta o să devin Tatăl Strict. Draculas, eu sunt Tatăl Strict. Trebuie să ieșim de aici. Bun, Draculas, fii atent la mine. O să încerc să distrug ușa. Bun, hai, Draculas, că am ieșit. Trebuie să distrug și celelalte uși. Bun, am prins primul gardian, stai că trebuie să distrug. Bom. Bun, Draculas, poți să ieși. Bă, Tatăl Strict e prea nebun. Bine, vine, fii atent, Tatăl Strict. Hai să mergem să-l salvăm pe Grigore și pe mami. Ai de capul meu, bă, sper că Pu a avut grijă de mami. Bun, trebuie să văd cum putem să ieșim de aici, vampirașilor, deoarece chiar nu vreau să-mi trăiesc copilăria la pușcărie. Bun, fii atent, tati, trebuie să distrugi asta. Așa, tati, distruge. Wow, nu pe mine. Aoleu, bă, ce bucată mi-o dat tati, bă. Bă, m-o amețit, ai de capul meu. Hai, tati, trebuie să distrugi asta. Bă, vampirașilor, e mult prea greu să distrugem așa ceva. Bă, uite că reușit! Bun! Tati! Da! Oh, nu! Sunați alarma! A scăpat Tatăl Strict! Trebuie să-l ținem în pușcărie pe Tatăl Strict! Da? Țineți asta în pușcărie! Bam! Da, ha! Hai, Grigore! Grigore? Ajutor! Nici nu pot să mișc mâinile! Îmi trebuie... Stai, Tatăl Strict! Ai, de capul meu! Bun, mami știu că avea ceva seringă. Haide, vino încoace.
Stai așa să-l trivesc, gardianul acesta. Cioc, cioc. A? Puh! Ce-ai făcut cu mami? N-am vrut, îmi pare rău. A fost o greșeală, stai să dau asta. Dar stai că, aoleu, îmi pare rău. Oh, nu, vampirașilor, bă, trebuie repede să iau de la... Oh, nu, ce-o pățit mami? Bă, pu, bă. Stai așa că aveam, lasă că o să o rezolvăm imediat și pe mami trebuie să mă duc vampirașilor să iau seringa de la mami. Uite, am luat seringa. Bun, mai întâi de toate, așa, trebuie să rezolv pe Grigore. Că Grigore nu prea-mi pare mie bine. Hai, Grigore. Uite, ca... Așa, hai Grigore că te-am făcut bine, frate. Așa. Și pu, n-are nevoie. Și acum eu vampirașilor, deoarece m-a lovit foarte tare Tatăl Strict. Bang. Bun, m-a reparat, bun. Și acum vampirașilor trebuie să o facem bine și pe mami. Bun, bam, 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 bam. Așa, bun vampirașilor, am făcut-o bine și pe mami. Hei, familie bună, uite, suntem din nou împreună cu o familie fericită. Bă, nu pot să cred, bă, că suntem la închisoarea strictă, bă. Nu voiam, chiar fix la închisoare nu voiam eu să ajungem vampirașilor. Mami, uite ce am, un pistol. Bam, 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 bam. Oh, nu, Dracula, nu te juca cu pistolul în halul ăsta. Bun. Familie, suntem la închisoare, dar trebuie să avem mare grijă, nu vreau să rămân aici la închisoare. Trebuie să ajung acasă să fac plăcinte cu carne și să mă uit la emisiunea mea preferată. Da, soție, da, imediat mergem. Mai întâi avem ceva de rezolvat, Draculas, du-te jos și rezolvă-i așa cum te-a învățat Tatăl Strict. Acum, tati, acum. Bă, vampirașilor, uneori tati e chiar foarte strict, da, uneori e și foarte șmecher. Bun, bună ziua, domnilor polițiști, ce mai faceți? Draculas, noi suntem cameramanii polițiști, ce cauți aici, trebuia să fii în celula ta, vrei să mai primești 50 de ani de pușcărie, du-te în momentul ăsta la închisoare! Da, asta spun și eu. Da, desigur, dar știți ce mă gândeam eu? Că... ce acolo sus? Bam! 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 Pentru voi, vampiroșilor! Luați de aici! Bine, poftim, ăla încă e în viață? Dați așa că asta nu poate să rămână așa, vampiroșilor. Le arunc și o grenadă. Fua! Bun, am aruncat grenada. Hai să vedem când o să explodeze vampirașilor și trag și ei. Bang! Wow! Bă! Nu! Repede! Mami, seringa. Bă, vampirașilor, uneori mai fac și eu greșeli. Bă, trebuie să mă duc repede. Stați așa, bang! 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 Haide, bă! Hai, bă, trebuie să mă fac bine, nu! Nu! Bun, m-am speriat, vampirașilor, am crezut că nu ne mai putem. Oh, nu! Cine e ăla, tati? Oh, nu, Draculas! Stai că vine tati acum! Bam! O venit tati aici! Domnule, cine ești tu? Eu sunt șeful închisorii stricte și n-o să vă las ieșiți de aici, vii niciodată, m-ai înțeles, Tatăl Strict? Da, mai bag o fisă, domnule, de la pușcărie. Bun, cred că l-am rezolvat. Tai de capul meu, vampirașilor, cât de nebun este, bun tati. Mai sunt doi cameramani în față. Uite-l, bă, ce le face. Hai de capul meu, vampirașilor, distruge tot. Bă, tata Strict e prea strict, vină încoace mami. Bun, trebuie să vedem un plan ca să putem scăpa de aici. Că presupun că o să vină foarte mulți cameramani și o să vină o grămadă de chestii. Deoarece asta este asta închisoarea cameramanilor, vampirașilor. Auleu, Grigore, ești bine, frate? Bă, păi de ce mereu Grigore este așa adormit? Ai de cap meu, vampirașilor. Bun, trebuie să duc asta aici, să le iau și pe po. Și vampirașilor, bun, trebuie să ieșim afară. Bun, haide familie, hai, trebuie să mergem. Bun, vampirașilor, trebuie să vedem o cale să putem să ieșim de aici așa, să pun toate che... Oh, nu! Păi ce s-a auzit așa? Draculas, eu sunt domnul Boxă și am venit astăzi să te opresc pe tine și pe Tatăl Strict să ieșiți din această închisoare. Haide, Draculas, ieși din această închisoare, nu mai ai nicio scăpare, trebuie să-l distrugem pe Draculas. Da, ai dreptate, eu, cameramanul din schimbii de toaletele, îl voi distruge pe Draculas. Trebuie să le distrug mașina cu care vor putea scăpa.
Vam, Draculas, ieși din această închisoare. Noi te distrugem. Vrem să te distrugem, tatăle strict. Nu mai aveți nicio scăpare de aici, niciuna. Bă, ce periculoasă e toată treaba, oh, nu, vampirașilor! Bă, laserele alea ne-au distrus destul de tare, vampirașilor, trebuie să scot bara asta de aici așa. Și stai, bă, puțin, ai de cap meu, laserul ăla ne-a adormit pe toți, bă, vampirașilor. Voi vedeți, prin câte avem trecut din cauza lui Grigore. Hai, mami, vin. Oh, nu, mami! Mami! Bă! Tati! Oh, nu! Oh, nu! E gravă situația! E gravă situația și totul din cauza lui Grigore! O să plătiți pentru asta, cameramanilor! A distrus-o pe mami bun! Draculas, Grigore, fiți atenți! Sus este un tank pe care îl putem folosi să distrugem titanii! Distrugem titanii și fugim de aici, eu mă duc și mă bat cu ei! Bine, m-ați înțeles? Haide, pu cu mine! Da! Hai să mergem, domnule, să distrugem titanii! Mergem acum! Vino încoace! Asta nu rămâne așa, titanule cameraman! Vino încoace! Super bătălia! Am aruncat! Asta nu rămâne așa! N-aveți voie să ieșiți din închisoare! Vino încoace, tatăle! Te distrug! Vino încoace! Da! Eu mă duc atunci după titanul boxă, bun. Ați auzit ce a spus tata strict? Voi vă duceți și luați tancul. O, titanule boxă! Opa! Uite cine a venit! Pericol iminent, put, trebuie să fii distrus! Da? Ia distruge tu asta! Bam! Vino în coace! Nimeni nu-l oprește pe Pu! Eu sunt Pu! Tot cu ceritorul! Bam, bam! What? Eu sunt Pu! Bă, nu ca cea mai nebună familie. Am cea mai nebună familie din galaxie, vampirașilor. Bun, fiți atenți la mine. Bam, 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 bam. Așa, stați așa, trebuie să mă iau pe mine de aici. Așa și pe Grigore. Și hai, bă, hai să intrăm în tankul ăsta. Bam, intrăm așa. Prima oară mă pun pe mine în tank, vampirașilor. Și o să-l pun și pe Grigore. Așa, bam, am intrat în tank. Stați așa, trebuie să scot aia și să-l pun. Hai, Grigore, vino încoace. Grigore, mamă, te-ai lovit o leacă? Da, nu, că uite ce faci, stai eu cu Grigore aici, vampirașilor. Și mă pun aici, stai așa. Bang. Bă. Lasă că nu contează, n-a văzut nimeni nimica, nu? Da, vampirașilor, așa. Suntem, stăm bine acolo, așa. Și am pornit tankul, vampirașilor. Uitați cât e șmecher. Venim, oprim tankul, bun. Și ne pregătim, vampirașilor, să tragem, fiți atenți aici, punem... Bă, cât de șmecher! Tati! Oh, nu! Tata stric, vampirașilor, este lovit după războiul cu titanul cameraman. Îmi pare rău, mă doare să-l distrugem pe titanul cameraman, dar trebuie... Trebuie să scăpăm din închisoare! Bun, vampirașilor, trebuie să vedem, bun, Pu se descurcă cu ăla acolo, bun, trebuie să mă duc să o iau și pe mami, așa, vampirașilor, tăm, 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 tărărărăm, tăm, tăm, tărăm, așa, bă, unde e capul mami, uite capul mami, pun toată familia ta în costa, bă, vampirașilor, așa, te-ai mai întâi, punem capul mami acolo, o luăm și pe mami, ai de capul meu ce am putut să fac din episodul ăsta, vampirașilor, dar bă, dar e periculos la închisoare. Așa, și acum haideți să mai tragem. Bun, suntem pregătiți. Ia să vedem cum tragem în titanul cameraman, vampirașilor. Uite acolo arma. Ai de capul meu. Ia să mai tragem. Bun, vampirașilor, acum luăm și pe tatăl strict și desigur vom putea pleca de aici, deoarece l-am distrus pe titanul cameraman. Așa, intră acolo tatăl strict. Bă, l-am îndesat acolo. Bun, bun, bun. Și acum hai să-i dăm cu tankul înainte, vampirașilor. Comandat Draculas, la datorie! Așa, nu contează, hai! Mai tragem așa, du-te, 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 du-te! Așa, trebuie să dăm un titanul cameraman. Bă, auleu, cred că avem nevoie de Pu! Pu! Vine acum Pu, vampirașilor, uite-l pe Pu! Da, bum! Bum, 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 bum! Bum! Bum, 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 bum! Eu
Sunt Pu și Pu salvează familia lui Dracula și pe tatăl Strix. Hua! Tu, ia de aici! Ua! Fii atent aici și te aruncă Pu. Hua! Bun, deschideți clapa. Gata! Vine Pu, a rezolvat situația. Pa, pa! Bă, ce episod nebunesc a fost. Bine, dacă trecem de asta, scăpăm vampirașilor. Hai, 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 hai. Bine, vampirașilor! Acesta a fost episodul cu Dracula și tatăl Strix la închisoare. Bă, sper că v-a plăcut foarte mult, vampirașilor. Eu m-am distrat extrem de tare. Să aveți o zi la fel de șmecheră ca voi. Să nu uitați de butonașul de like și fiți pe fază pentru următoarele episoade din serie. Eu am fost Dracula, vă iubesc mult pe toți vampirașii și sigur ne revedem în episodul de mâine. Pa, pa, vampirașilor! Bă, am scăpat de la pușcărie cu tatăl Strix! Ești pedepsit, Dracula! Că am venit la pușcărie din cauza lui Grigore, sunteți toți pedepțiți! Aaaa!